Salutare și bine v-am regăsit pe cameredigitale.ro. A venit vara, iar mulți dintre noi suntem pasionați de fotografierea florilor, a insectelor și a diverse vietăți mărunte întâlnite în concedii sau în plimbările de zi cu zi. Însă, cum reușim să le surprindem în cele mai bune condiții dacă nu avem un obiectiv special dedicat denumit și obiectiv macro? Soluția vine în persoana seturilor de așa zise filtre macro, care sunt simple bucăți de sticlă de bună calitate, ce sunt finisate sub forma unei lupe pentru lectură, având o formă mai mult sau mai puțin bombată și care se montează în fața obiectivelor standard, dându-le posibilitatea în acest fel să fotografieze la o distanță mult mai mică decât în mod normal, mărind semnificativ în acest fel subiectul. Nu am dorit doar să vă povestim despre beneficiile acestui set de filtre macro, ci să și demonstrăm pe scurt modul în care un set de filtre macro, cum este cel de la Polaroid, utilizat în testul de astăzi, reușește să se facă util. În kitul Polaroid utilizat sunt cuprinse 4 filtre cu diverse rapoarte de mări, respectiv plus 1, plus 2, plus 4 și plus 10, împreună cu o husă protectoare, fiecare dintre filtre având o dimensiune de 52 mm, compatibile prin urmare cu majoritatea obiectivelor de kit de la Nikon sau, așa după cum puteți vedea, cu obiectivul de 40 mm Pancake de la Canon, obiectiv pe care l-am ales pentru testare. La începutul testului nostru am realizat o fotografie a subiectului la distanța minimă de focalizare permisă de obiectiv, care este pentru obiectivul Canon 40 mm f/2.8 utilizat de doar 30 de cm, alegând apoi ca să instalăm în ordine fiecare dintre filtrele cuprinse în kitul macro Polaroid. Pe scurt, am așezat la rând filtrul macro cu raportul de mărire plus 1, apoi pe cel plus 2, crescând la următoarea fotografie la plus 4 și la final plus 10. Rezultatul a fost de fiecare dată o imagine clară, apropiată și detaliată, realizată fără obiective speciale foarte scumpe, ci doar cu un obiectiv fix standard și un kit ieftin de filtri care aduc la îndemâna oricui posibilitatea de fotografiere a subiectelor mărunte, care altfel ar fi fost foarte greu de surprins sau ar fi ocupat o porțiune nesemnificativă a cadrului. Pentru pasionații de fotografie și în special pentru cei care încep să își descopere afinitatea pentru fotografia macro, filtrele specializate de acest gen sunt un bun început, oferind un foarte bun instrument de învățare și de perfecționare, rămânând chiar și după achiziționarea unui obiectiv macro dedicat un ajutor de valoare în kitul oricărui fotograf amator sau avansat. Sperăm că am reușit să vă aducem în atenție noile posibilități pe care fotografierea cu ajutorul unor filtre macro vi le poate aduce, iar pentru cei interesați voi atașa la finalul acestui clip linkul de unde puteți achiziționa setul de 4 filtre Polaroid utilizat în realizarea acestui material. Până data viitoare, toate cele bune!